Muzeul Municipal Călăraș organizează ateliere de hârtie realizată manual. Marți 25 februarie, la activitate a participat un grup de copii de la Centrul Sera. Atelierul este dedicat copiilor ce vor să descopere cum hârtia reciclată într-un mod creativ redevine pastă și apoi se transformă într-o coală de hârtie realizată manual. Fiecare participant își poate folosi creația așa cum dorește. Poate să picteze pe ea sau o poate transforma într-o felicitare dedicată zilei de 8 martie. Vârsta minimă de participare la atelier a copiilor este de 12 ani. Ia-ți o singură de asta, o singură de aia verde, și pune ușor peste asta. Apa, am uitat. Imediat, apa o să pui de aici. Stai mai puțin să o punem pe colega de aici. Așa, și dă-i tu buretele. Și e văzut foarte ușor tamponez. Cât doar să se preseze un pic. Așa, și noi o să ne mutăm în partea pe altă. Păi așa? Gen poză de fapt. Nu! Deci asta e relativ. Ia! Ia o ce mai bine să iau într-o singură parte, că nu sunt în vreo zile. Vezi? Tu de ce faci mai multe parte? Lui zice, da. Deci asta ar fi și păcat să-i faci ceva. Mai grosuță, da? La 100 de dă. Bun. Dă-l o colegiu. Ceva asta? Am găsit unde se pune acolo. Așa, am făcut un lucru cu tău. Ca să... foarte bine ai presat-o. Chiar nu. Modelina. Ok. Și cred că puteți să lăsați să-și facă singură. Deci, în momentul în care vezi că nu mai este Dumnezeu, îl întoarcem. Și nu ține mâna acolo niciodată. Ca nu stă de rachetă, să dai de bără. Așa. Uite, vom muta pe urmă pe colega. E suficient. Ia, fii atent. Deci, o iei cu totul și ne mutăm acolo. Ia, fă-i un pic loc. Și chiar nu mai trebuie, adică curentele trebuie. Fii atent. Mai trebuie acolo? Ai văzut cum... Mai pune două locale. Deci, o iei dintr-o parte și faci în așa fel încât vezi să fie așa, că ați pus-o întorci. Da, ți arăt. Dacă ați pus-o întorci, înveți fără să o mototorești. Deci ca să bagi eu... Așa. Așa, și dai drum ușor. Și am și reușit. Perfect. Dai de două, trei ori și până scoți rama. Ia. Și că merge cu presată. Așa. Și acum apeși pe ucă, să vedeți. Da, nu, da, nu apeși pe ucă. Da, ne-a apeși pe ucă. Și că apeși pe ucă. La maxim, mai tare. Hai. Ușor. Uite-o că iese. Ușor, ușor. Stai așa, stai că s-a adunat pe multă hârtie. Hai, torna acum repede. Nu lăsăm nimic acolo. Și fii atent. Dacă vrei cu mâna sau cu bățul, cum îți place ție, dai un pic. Să vezi să nu mai aibă cocoloașe și să fie cam peste tot. Uite, aici nu prea ai. Mai aduci și aici un pic. Și după iau și apoi ia. Oh, 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 oh. Ușor că vărsăm astea. Ia. Nu puteai să mă așa, hai. Ridic-o ușură. Hai. Deci o ridici drept. Perfect. Te la colegele tale au din asta verde și o pui peste asta. N-am făcut amor cu mine asta aici. Mă, dar dacă ți-ai așezat pe asta. Da, fără să facă... Da, poți să-i dai buretele lui. Da, da, da. Că le-a fost cu mine. Nu și mie, te rog, buretele la mine. Acum
Iei burete de... Sau am scos deja? Dar tu ai făcut-o bine, nu? Ok. Să-i un pic, să nu stai degeaba. Gata, hai. Mai de puțin. Mai de puțin. Nu. Așa, acum eu cum puțin. Așa, așează-ți acum...